Salutare, mă băieți, eu sunt Laur și m-am decis să fac și un video react din ăsta, pentru că toată lumea a făcut un din ăsta și eu n-am făcut niciun am challenge, n-am făcut, așa că să vă așteptați la un am challenge. În fine, astăzi mă gândeam să facem și noi un react la un tutorial, wow, tutorial de kendama, chică, eu sunt joc kendama, adică sunt un ok, să zicem așa, sunt un ok, what the fuck. Știu să mă joc, cât de cât sunt un fel de avansat, să zicem. Adică și eu sunt tipuri de avansat. În fine, nu asta contează astăzi. O să reacționăm la acest videoclip. Nu o să fie în scop de hate. E doar la for fun, așa că dacă te uiți de... dacă te uiți cel care a postat videoclipul, nu-i hate, mai mult o fel de promovare a canalului. Da, și canalul o să-l aveți mereu în descriere, pentru că, băieții au făcut o treabă bună, sper că încă mai postează, nu știu, oricum sunt foarte fain tipii. Gameplay-ul nu e al meu, de pe gen, care vedeți voi acum, este CSGO free gameplay, pentru că nu am CSGO, sunt un srac. Ha, ok, deci haideți să trecem la area. Salutare lume, eu sunt Adi, iar el este Teddy, împreună suntem Tamacru. Stai, ce? Este Tama Group? Așa îi chemam, Tama Group. Uitați-vă puțin la fața lor, uitați-vă. Deci i-am prins într-o fază, gen, uitați-vă la fața lor cum arată. Nu fac prea mult hate. Ok, trece, hai să trebuie să continuăm. Lasă, Steady vă va prezenta un tutorial la Lighthouse. Să începem. Deci, un Lighthouse arată cam așa. Bun, deci pentru început, Lighthouse, să știți că nu este un trick destul de greu. Este un trick, ca lumea arată foarte bine când îl faceți și nu o să vă ia foarte mult să-l învățați. Bun, deci pentru început, eu am o bilă rubber, faded. Vă sugerez și vouă să aveți o bilă rubber, sticky, cu grip, orice fel de grimă. Bilă. O să vă ajute foarte mult, dar dacă aveți luceasă, nu e nicio problemă, o să puteți să exersați și cu aia, că eu am avut o luceasă foarte mult timp, dădeam multe trucuri de balans pe aia, pentru că mă obișnuisem și n-am mai spălat și am luat această bilă, această kendama. Bun, deci pentru început, greșelile multor lume sunt astea, că... Băiatul tocmai a zis greșelilor multor lume. Deci multor lume o să greșească, știți? Dar nu vreau să fac mult hate, dar uitați-vă la femeia din stânga. Deci uitați-vă cum își plimbă copilul pe acolo. Da, în fine, să revenim. Ori se mișcă pienul când vor să o pună și este mai greu că se miște. Ori o să se miște și o să tragă strâmb. Na, asta e la început, asta tuturor o să ni se întâmple și mie mi s-a întâmplat. Sau tuturor nu s-a întâmplat, depinde cine știe. Și să știți că vă poate ajuta foarte mult să țineți chenul deasupra bilei, să-i dați drumul și să încercați să o balansați. Dar mai întâi puteți să o puneți pe Lighthouse și să simțiți cum e, să vă mișcați. O să fie, ok. Și o puteți să o puneți pe Lighthouse, să mai faceți asta. Ca să o aruncați direct, ca să vă ajute foarte mult, să o aruncați din ce mai sus. Și deci, o să țineți chenul drept, fără să miște. Și o să trageți drept. Da, apropo, puteți să exersați și așa, să trageți așa drept, să o prindeți, nu? Dar să vă asigurați că o trageți drept. Și să o prindeți, uitați cum eu îmi bag bila sub chen, sub bezica pe chen, cam așa. Nu chiar așa, cam așa. Și asta vă va ajuta, adică nu trebuie... Da, fraților, păi cam atât a fost și acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like la mine și la Tama Crew. Aveți un link în descriere oricum de la video și de la canal. Adică direct de la canal și, găsiți voi video. În fine, eu am fost Laur. V-am salutat. Ciao! Dacă mai aveți video de genul, lăsați comentarii la ce să reacționez și voi reacționa. Așa că, bye bye! Nu uitați să lăsați și voi un like, bă! Bă!